8 autoturisme nou-nouțe au fost avariate complet. Gardul și anexa unei gospodării distruse și ele, un tir cuprins de flăcări, stins în cele din urmă de pompierii veniți de urgență la fața locului în localitatea Gothatea. La un interval de câteva ore de data aceasta în Hațeg, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unui bloc. Din fericire, nici în acest caz nu s-au semnalat victime. În schimb, 50 de persoane s-au autoevacuat din imobil. Pompierii detașamentului Hunedoara au acționat în această după-amiază pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unui bloc cu 4 etaje din orașul Hațeg. Intervenția, îngreunată din cauza vântului, s-a realizat cu 3 autospeciale de stingere de mare și medie capacitate, cu autoscară și cu autospecială de primă intervenție și comandă. Aproximativ 50 de persoane, locatare ai blocului de locuințe, s-au autoevacuat. O persoană a fost intoxicată ușor cu fum și a refuzat transportul la spital. După aproximativ 40 de minute, incendiul a fost lichidat, iar locatarii au revenit în apartamente. Acoperișul clădirii, care după primele constatări era unul improvizat, a ars pe o suprafață de 80 de metri pătrați. Cauza probabilă a incendiului a fost flacăra deschisă rezultată în urma lucrărilor la acoperișul care avea în componența construcției membrană bituminoasă. Un alt incendiu puternic a izbucnit tot ieri pe DN7 în zona localității Gothatea. Un autotren ce transporta autoturisme s-a răsturnat într-un șans și a luat foc. Toate cele 8 mașini noi încărcate în tir au fost distruse, 4 dintre ele din cauza incendiului izbucnit în urma răsturnării autotrenului în șanț. A fost nevoie de intervenția 18 pompieri din detașamentele din Ilia, ajutați de cei din Dobra și Deva pentru stingerea flăcărilor, înainte de a produce mai multe pagube materiale la gospodăria din apropiere. Nici în acest caz nu s-au semnalat victime, doar pagube materiale semnificative.